Următoarea pandemie este aproape și nu există niciun vaccin care să o vindece. Atrag atenția reprezentanții ONU, care spun că seceta este o criză globală ascunsă, care riscă să devină următoarea pandemie dacă țările nu iau măsuri urgente în ceea ce privește gestionarea apei și a terenurilor. Reprezentantul special al secretarului general al ONU privind reducerea riscului de dezastre a declarat faptul că seceta este pe punctul de a deveni următoarea pandemie și nu există niciun vaccin care să o vindece. Acesta a menționat că o perioadă îndelungată de timp, majoritatea oamenilor aveau ca o imagine reprezentativă a secetei drept regiunile deșertice din Africa, doar că la actualul moment acest lucru nu mai este valabil. Seceta deja a ajuns a fi răspândită de-a lungul globului și până la sfârșitul acestui secol, o mare parte din țări o vor experimenta într-o formă sau alta, potrivit raportului. Păi România nu are mari probleme cu apa, pentru că noi avem izvoare, mai ales problema va fi apa potabilă, nu apa în sine. Așa, România nu o să aibă astfel de probleme. Ca potențial de ape minerale, de exemplu, noi suntem printre cele mai bine cotate pe glob și în privința calității și în privința cantității. Ceea ce nu facem noi bine, gestionarea apei. Aici, în Severin, am spus asta la copiii mei de acum vreo 20 de ani. Va fi pustiu Sahara. Eu am lucrat în Libia, în Irak, în părțile alea și cam știu și preconizează de acum, nu vedeți dumneavoastră. E foarte grav. Da, foarte rău. Și așa e agricultura compromis. S-a schimbat anul timpurile. Asta este. Ce să facem? Așa vrea Dumnezeu. Schimbarea modelelor de precipitații ca urmare a defalcării climei este un factor cheie al secetei, dar raportul identifică de asemenea utilizarea ineficientă a resurselor de apă și degradarea terenurilor în cadrul agriculturii intensive și a practicilor agricole slabe, jucând un rol important. Defrișările, utilizarea excesivă a îngrășămintelor și pesticidelor, suprapășonatul și supraextracția apei pentru agricultură sunt de asemenea probleme majore. Reprezentantul special al secretarului general al ONU privind reducerea riscului de dezastre a cerut guvernelor să ia măsuri pentru a ajuta la prevenirea secetei prin reformarea și reglementarea modului în care apa este extrasă, stocată și utilizată în modul în care este gestionat terenul. De asemenea, acesta a mai spus că sistemele de avertizare timpurie ar putea ajuta mult persoanele aflate în pericol și că acum sunt disponibile tehnici avansate de prognozare a vremii.